Creșterile de preț la alimente lovesc fără milă peste tot, așa că la ora actuală, în Turcia, mai mult de jumătate din populație abia își permite să cumpere mâncarea de zi cu zi. Țara se confruntă cu o situație foarte grea, iar analiștii spun că de vină ar fi inflația în creștere și sărăcirea accentuată a populației. Din ce în ce mai mulți turci suferă din cauza scumpirilor necontrolate, așa că pentru o bună parte dintre ei, fructele, carnea și peștele au devenit un lux. La începutul anului, guvernul de la Ankara a crescut brusc prețurile la energia electrică și la gazele naturale. În paralel, inflația lunară a crescut la cel mai înalt nivel din ultimii 10 ani. S-au majorat și prețurile la benzină și asigurări auto. Oamenii obișnuiți fără mare averi se plâng că prețul pâinii a crescut din nou, ba chiar s-a dublat. Așa că datele sunt îngrijorătoare chiar și pentru analiști. Ei atrag atenția că mai mult de jumătate din populație spune că abia își permit alimentele zilnice. În acest timp, aproape 3 sferturi dintre turci sunt îndatorați și aproape toată lumea se plânge de scăderea veniturilor. Alimentele au devenit atât de scumpe în Turcia încât oamenii au ajuns să apeleze la toate economiile pe care le făcuseră. Locuitorii spun că au ajuns să cumpere doar mărcile absolut necesare și cele mai ieftine. Unii se plâng că banii le ajung doar pentru a plăti chiria, alimentele și plățile de împrumuturi. Un sondaj realizat luna trecută în Istanbul arată că mai mult de jumătate dintre cei care au răspuns au afirmat că s-au bazat pe alimentele distribuite de autorități pentru a supraviețui.